Un medieșan în vârstă de 29 de ani a provocat un eveniment rutier la intersecția străzilor 1 decembrie și Baznei. Bărbatul nu a acordat prioritate unui autoturism condus pe strada Baznei de un alt medieșan pe care l-a acroșat. În urma impactului, mașina care circula regulamentar s-a răsturnat pe trotuar. Din fericire, evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. Nicio persoană nu a fost rănită. În timp ce conducea un autoturism pe strada 1 decembrie, un localnic în vârstă de 29 de ani a pătruns în intersecția cu strada Baznei, fără să acorde prioritate și a intrat în coliziune cu un autoturism condus pe această stradă de către un localnic în vârstă de aproximativ 50 de ani. Evenimentul s-a soldat numai cu pagube materiale. Conducătorul auto care a produs această tamponare a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.305 lei. De asemenea, dreptul bărbatului de a conduce autovehicule pe drumuri publice a fost suspendat pentru o perioadă de 90 de zile.